găsit la o nouă ediție Proiect România în direct TVR Cluj în casele dumneavoastră. Am revenit la talk show-urile politice după o perioadă mai îndelungată când s-au întâmplat foarte multe și se mai întâmplă și la ora la care vorbim foarte multe lucruri interesante, dar și tragice în țara noastră. Alături de mine în această ediție la Proiect România, doamna Aurelia Cristea, deputat PSD de Cluj. Salut, mine, bine ați revenit, doamna deputat. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul senator PNL, tot de Cluj, Marius Nicoară, bine ați revenit, domnule. Bună seara, bun găsit tuturor. Și domnul Laszlo Attil, senator UDMR de Cluj. Bună seara, domnule senator. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Că participați la această ediție, spun eu, specială, pentru că sunt vremuri speciale. Avem, știm, în spatele nostru tragedia de la acest nenorocit club colectiv de la București. Iată, am ajuns la 54 de decedați, s-a dublat numărul celor care nu mai sunt printre noi din momentul declanșării tragediei. Circa 50.000 de oameni, plus minus câteva mii, au reușit într-un timp record să schimbe guvernul Victor Ponta și cred că este o cifră interesantă dacă stăm și ne gândim că cei care sunt aleși și indirect premierul României nu cu o cifră de 50-60 de mii au ajuns în funcții. Avem de câteva ore bune zile un premier desemnat de către președintele României, domnul Klaus Iohannis, în persoana domnului Dacian Cioloș. Cu permisiunea dumneavoastră, aș începe cu prima temă, pentru că din prima temă s-au derulat și se derulează restul temelor, dar bineînțeles nu o să rămânem doar la acestea, pentru că dacă o avem pe doamna Aurelia Cristea, nu avem cum să nu vorbim despre această lege antifumat care este acum la loc de frunte în activitatea domniei sale și nu numai, și parlamentarii trebuie să lucreze la această temă. Da, Clubul Colectiv București, 54 de persoane decedate, persoane, adică tineri și foarte tineri, renumitul fost primar de sector 4, Piedone, după ce și-a dat demisia, arestat preventiv, astăzi eliberat pe probleme de sănătate. Cei trei parteneri în această afacere numită Club Colectiv au fost arestați preventiv. Deja după câteva zile s-au cerut în libertate. Toate acestea au cauzat și cauzează valuri mai tot timpul. Domnule doctor, aș începe, scuzați-mă, stimată doamnă, aș începe cu dumneavoastră. Ați mai auzit, ați mai văzut, ați mai citit despre astfel de cazuri? Ca medic vă întreb acum, la bază, ca și cazul de la clubul acesta nenorocit, tot timpul trebuie să... Cu astfel de dimensiune, nu. Dar cu Arș am avut ocazia. Deci trebuie să vă spun că timp de vreo 6 luni am lucrat la o secție de terapie intensivă pe vremea rezidențiatului, unde aveam și câteva saloane pentru Arș. Cu părere de rău și cu tristețe o spun. Din păcate, lucrurile nu s-au terminat. Asta am auzit și de la colegii dumneavoastră de breaslă, de la București. Eu sunt extrem de rezervat. Profesorul Lascăr a spus că numărul nu se va opri aici. Și vă spun și încerc să explic pe înțelesul tuturor. Asta și vreau de la dumneavoastră. Practic, eu am văzut o intervenție ireproșabilă din partea celor care au intervenit în prima clipă. Nimeni nu este pregătit în lumea asta pentru astfel de intervenții de o astfel de dimensiune. Da, anvergura a fost care a depășit oricare stat foarte pregătit în domeniul medicinii. În astfel de situații este o agresiune fizică datorită îmbulzelii, o agresiune termică datorită agentului termic și, din câte am aflat, și agresiunea chimică. Și există niște protocoale extrem de stricte și intervenții și modul în care se intervine în astfel de situații.
Deci, din acest punct de vedere, cred că în a doua sau a treia zi am spus-o și public. Acum vine momentul când va trebui găsit o modalitate de comunicare instituțională și lăsați acești oameni să-și facă meseria. Și... adică medicii care tot timpul lucrează sub presiune, nu, din cauza ca să mă înțelegeți cum funcționează o astfel de intervenție. Practic sunt 2-3 oameni, 24 din 24 lângă acești bolnavi, și este o fază supraacută, acută, după 5-7 zile apar deja complicațiile, care pot fi și la nivelul pielii, respectiv încep să apară celelalte complicații la nivelul întregului organism, mai ales în situațiile unde sunt și leziuni ale căilor respiratorii. Și acolo cedează foarte ușor organismul. Așa este. Da. Și atunci, ceea ce m-a șocat în tot acest răstimp, pentru că acum aș face oarecare un salt în cariera mea, atunci când am fost viceprimar. Pur și simplu am fost stupefiat de declarațiile irresponsabile făcute de oameni care ar fi trebuit să-și facă datoria în momente premergătoare acestui eveniment. Avem legi. Să știți, legile sunt la puse la... La ce fel de persoane vă referiți? Imediat ajung și acolo. Legi interpretate într-un fel la Cluj, altfel la București și altfel la Iași și lista continuă. Aceeași lege. Aceeași lege. Legea este extrem de clară în astfel de situații. La orice schimbare de destinație ai nevoie de autorizație de construcție. Autorizația de construcție nu o poți elibera fără avizul PSI. Asta însemnând că anumite instituții se duc la fața locului și își fac treaba. Fără aia n-ai cum. În același timp, am văzut și atitudinea se poate și așa. Acele declarații pe proprie răspundere, când legea este extrem de clară, care spune peste 200 de metri pătrați ai nevoie de autorizație de funcționare și în ce condiții. Sub 200 de metri pătrați, dacă vă uitați un pic mai atent, suprafață de 330 de metri pătrați, declarație pe proprie răspundere în capacitate de 80 de oameni. Deci, pur și simplu, stăteam și mă miram până unde se ajunge cu aceste declarații. Domnul senator, care, încă o dată repet, la bază este medic, a spus, printre altele, de ce a fost... Permiteți-mi încă două fraze. Doresc doar să aflu și ideile. O bună parte din colegii mei cunosc această situație. Vreau să vă spun că, la ora actuală, în urmă cu două săptămâni, când... atunci când m-am întors de la București, le spuneam colegilor că probabil că am să pun punct carierei de viceprimar după 3 ani jumate. Trebuia să ne prezentăm împreună cu ceilalți colegi din Comisia de Autorizări la un proces, la o plângere penală depusă pentru că n-am mai liberat o autorizație de funcționare pentru o funcțiune în cazul căruia s-a clădit un cuptor fără coș. Și nu avea avizul PSI. Da. Și 13 avocați au preferat să transferăm procesul la înalta curte, profitând de faptul că eu am acest statut, mă rog, în această clipă, și au preferat 13 avocați să transferăm procesul la înalta curte în speranța că cineva se va uita în aceste acte, pentru că a fost depusă o plângere penală împotriva membrilor comisiei și exista suspiciunea că ceva nu va fi în regulă în acest proces și o tărăgânăm de ani de zile cu acest proces. Pentru că am respectat legea într-o speță asemănătoare și este pur și simplu, pentru mine este halucinant la ce declarație am asistat. Intru în foarte, foarte pertinent. Mulțumesc, domnule senator. Domnul senator, la bază fiind medic, a spus foarte clar ce l-a șocat. Ca și om, ca și cetățean, ca și medic. Pe dumneavoastră, ce v-a șocat cel mai mult în această tristă poveste care încă nu s-a terminat, din păcate? Irresponsabilitatea de care au dat dovadă toți cei care trebuiau să supravegheze modul în care funcționa acel club și modul în care funcționează în general în România toate activitățile economice până la urmă. Cred că despre irresponsabilitate este vorba. Sigur că a fost o tragedie și e păcat, e mare păcat că au murit atâția tineri ca noi să ne trezim la realitate și să înțelegem că legile
regulile și procedurile sunt în primul rând făcute ca să ne protejeze. Nu, noi avem în obicei acea sintagmă deja celebră că merge și așa, sau, sau mai rău că, să nu fie. Că nouă nu ni se întâmplă. Lucru extrem, extrem de grav și faptul că avem atâtea decese și din păcate vor mai urma, vă confirm că am fost cumva în 85 a fost o explozie de gaz în Cluj pe Fericirii și a fost tot așa o inhalație de gaz puternică. Tatăl, eu am locuit în casa respectivă, nu eram în momentul respectiv acolo când s-a întâmplat. A murit o colegă și o prietenă bună de-a mea, colegă de școală. Două colege, care, sigur, una care am stat cu ea în chirie acolo. Tatăl uneia dintre colegele noastre a intrat să salveze pe cineva, dacă poate salveze, știind că acolo locuiesc două alte prietene de ale fiicei lui și la îndemnul fiicei lui. A murit la 10 zile în spital din cauza arsurilor interne. Tatăl. Deci e cumplit, e extrem de grav. S-au întâmplat exact asta se întâmplă în momentul acesta și cu decesele din clubul colectiv. Însă ceea ce vreau să mai spun este următorul lucru. Ne plângem constant și spunem că administrația este coruptă, oamenii nu sunt bine plătiți și deci nu sunt motivați, că nu se aplică legea în contextul în care avem legi. Noi ne plângem mereu că ne trebuie legi, dar avem legi, avem legi foarte clar. Că nu se aplică. Dar nu se aplică. Știm foarte bine. Însă nu folosim un instrument extrem de util, care funcționează în toate țările civilizate, acela al faptului că există asigurări. Obligativitatea asigurării de răspundere civilă generală pentru toți cei care desfășoară astfel de activități, care pot prejudicia persoane sau pot aduce vătămări corporale persoanelor, cred că este extrem, extrem de importantă. Am externalizat cumva într-o zonă privată în care niciun asigurător nu-și va permite să preia niște riscuri până când nu verifică dacă dacă toate standardele de calitate și toate prevederile legale au fost respectate. Și în contextul în care nu are această asigurare și e mai puțin posibil sau cel puțin riscul este mai mic să fie coruptibil cei din industria de asigurări pentru că sunt și bine plătiți decât un funcționar care e plătit și în momentul actual cu 1000 de lei sau cu 1200 de lei. Domnule senator Nicoară, unde v-a prins? Cum v-a prins? Cum ați aflat? Când ați aflat? Cum ați reacționat? Care a fost prima reacție a dumneavoastră? Am aflat destul de repede de la televizor, este adevărat. Aș începe în primul rând prin a spune ca Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei decedați și să-i ocrotească, să-i aibă în pază pe cei care sunt răniți și suferă acum, să le înline această suferință. Am aflat de la televizor, am aflat destul de repede, dar dacă țineți minte, știrea la început era o explozie, un club, un incendiu. Nu se întrevedea amergura, exact așa este. Eu spun că acolo a fost un cumul de trebuie să ajungem până la urmă la esența, inclusiv a mișcării de stradă care a urmat după aceea. Păi da, pentru că se leagă. Sigur că da. Acolo a fost un cumul de factori, a fost un lanț întreg de carențe și de slăbiciuni pe tot parcursul, de la faptul că acel burete era inifugat. Am văzut ultimele emisiuni care spuneau se spăla pe jos cu o substanță chimică care în timp s-a acumulat, că altfel dacă nu erau ani de zile de când se spăla și când se evapora acea substanță, se îmbiba, s-a depus în timp, n-ar fi luat nici acel burete foc atât de violent, de rapid și de dur. În fine, să repet, un lanț întreg de factori. Dar astfel de situații există cu zecile de mii, dacă nu cu sutele de mii în toată România, și aici nu mă refer la cluburi, și la cluburi, și la spitale, și la stadioane, precum bine s-a văzut. Săli de sport, teatre, cinematografe, deci extrem, extrem de multe zone în care primării chiar, care n-au avize, primării care nu sunt cu destule căi școli, de... Școli, am văzut școli. Școli, așa, deci... Acolo a fost foarte interesant. La un moment dat nu erau și peste noapte au apărut mii de aprobări, da. Sau mă rog, de de aceea, avize. De aceea și spun că sunt zeci de mii, poate chiar sute de mii de cazuri în România și asta, sigur, pornim și ne întrebăm de ce. Ei bine, pentru nerespectarea legii,
de sus în jos sau de jos în sus, egal. Nerespectarea legii. Pentru că legislația, spuneau și colegii mei, există, e clară și trebuie doar să o respectăm. Ei bine, acest fapt, spun eu, că a scos România în stradă. Pentru că dacă îți vine inspectorul de la ISU, îi dai o cafea și te porți frumos cu el, te iartă și știu eu, dacă te duci la doctor, ești obișnuit să-i dai ceva ca să asistenta, ca să... Pe acești tot oameni? Noi, sigur că noi, dar undeva, undeva, și aici, sigur, opinia publică și oamenii care au ieșit în stradă au spus, undeva există totuși o forță și o putere care ar fi trebuit să impună o schimbare a acestor reguli care, repet, putem să le spunem, au fost instituite de sus în jos sau de jos în sus, reguli nescrise, atenție. Dar în timp s-au acumulat toate în acestea. Timp, sigur că nu da. Doar, sigur. Nu doar sigur. Pe mandatul suntem, lui Victor o, Ponta o țară sau balcanică, al lui Emil Boc. Evident, evident. Deci, nu, dar aceste... mandatul lui Traian Băsescu a contribuit decisiv la acest comportament. Atâta timp cât dumnealui și-a permis să urce la volan băut, este clar că a fost semnalul dat în țară că poate da. Să... Poate discutăm puțin poate mai încolo. Dacă mă întrebați pe mine, punctul meu de vedere este că asta, repet, este mult mai veche mai vechi da, sistem. Exact cum a spus domnule senator, s-a acumulat s-au compresat toate acestea. Astfel de chestiuni, dacă stăm bine și ne gândim. Erau și pe vremea lui Ceaușescu. Corect, când medicii erau prost plătiți și n-avea ce să faci, nu erau suficiente paturi, nu erau suficiente medicamente, nu erau și încet, din păcate. A venit revoluția și tot nu avem suficiente medicamente, tot nu avem... Sigur, poporul ce vede? Fură. Senatorul cu tare, deputatul cu tare. Sigur, pădure cu uscături există peste tot. Că e poliție, că e procuratură, că e medicină, că sunt profesori, că sunt elevi, că unii chiulesc, alții copiază, alții... în presă și chiar și în presă sunt oameni care s-a demonstrat că au lucrat pe anumite corect, interese, corect. Care sunt departe de deontologie. Adică peste tot există uscături. Suedia... Dar cele mai dureroase sunt cele care se văd la vârful piramidei. În Suedia, o doamnă ministru sau deputat, mă rog, un demnitar, pentru o ciocolată, mica atenție care se practică la noi, pentru o ciocolată, a fost obligată să-și dea demisia. Pentru că a fost filmată, a fost prinsă pe picior greșit. Eu, cu permisiunea dumneavoastră... Eu aș dori doar să subliniez ceva. Vă rog, cred că deputat. Este atât de important ca fiecare dintre noi, în ceea ce facem, în profesia pe care o facem, să respectăm profesia și pe noi înșine. În momentul în care respectăm și profesia și, la alții din și pe noi aceasta, înșine, că... atunci, cu siguranță, nu o să mai fim tentați să spunem că merge și așa. În momentul în care există niște reguli, există o lege, nu trebuie să se mai supere nimeni și să o ia personal atunci când este sancționat sau da. Când îi se atrage bine, atenția. Ar fi să fie așa. Pentru că ține de democrație și democrația este despre reguli și despre proceduri respectate și legi. Vă ascult, domnul senator. Și eu am aflat destul de repede de acest eveniment. Prima reacție a fost că mi-am sunat copiii care erau în oraș să văd dacă sunt... Dar nu erau la București, în oraș, erau în Cluj. Erau în Cluj, la... așa. În schimb, ceea ce m-a impresionat, vă spun sincer, a fost această solidaritate a populației. Din prima clipă, din partea personalului medical care s-a prezentat donatorii și aceștia după aceea donatorii, da. Respectiv în zilele următoare cei oameni care au ieșit în stradă. În schimb, după ce mi-am sunat copiii, atunci mi-am pus întrebarea ce s-ar fi întâmplat într-o localitate mai mică și dacă nu s-ar fi întâmplat în capitala țării. Adică la Cluj, unde avem, unii zic 4, alții zic 5 paturi pentru arși. Aduceți-vă aminte când a fost explozia de gaz la Sighetul Marmației. Atunci l-am sunat pe Vasile Ștepan, ca directorul spitalului, mi-a fost coleg de an, l-am întrebat zile cu ce te puteam ajuta și împreună cu managerii spitalelor clujene am început să facem demersurile ca în cazul în care se ia decizia să vină la Cluj, atunci să fie să pregătiți. Pregătiți. Până la urmă s-a luat decizia de a fi transferat la București. Și totuși, apropo de această solidaritate, deci am văzut o solidaritate care a scos lumea pe stradă, care a avut un aspect în primele două, trei zile, după care au fost, parcă s-a mișcat într-o altă direcție, mai politizată, pentru că în prima zi, nu vă supărați, eu am văzut foarte mulți oameni, marea majoritate intelectual cu copii,
cu care? Copilul în mână, care a ieșit în stradă, care a solicitat legalitate, a solicitat dreptate sau egalitate în fața legii, a solicitat spitale. Bun, dacă ați ajuns aici, domnule senator, filmul a fost așa. Înainte de această nenorocită clipă a istoriei națiunii noastre cu clubul acesta, a fost momentul Gabriel Oprea cu coloana oficială, cu săracul decedat motociclist care era deschizătorul coloanei. Imediat, ca și film, imediat a urmat, bine, atunci au fost deja mișcări de stradă cu privire la legalitatea sau, mă rog, ilegalitatea acelei coloane oficiale a lui Gabriel Oprea, care nu mai e membru în Guvernul României, la ora aceea era. A urmat acest moment cu mișcările stradale, a urmat momentul Clubul Colectiv, toate s-au accentuat, s-a umflat acest buboi. S-a uitat, la un moment dat, de Gabi Oprea, s-a uitat, toate tunurile în direcția spre Guvernul României, spre premier, spre întreg cabinetul, după aceea au venit toți la pachet, toți parlamentarii, o apă și un pământ, l-au făcut în stradă cu de toate, fără detergent. Așa era, nu, domnule senator? Așa era, sigur că da, am și explicat, firesc, pentru că a existat o acumulare în timp și eu nu m-aș duce la un moment oarecare, aș spune că nu a existat un moment care să spună acel moment a generat. Este timp în timp, ani, foarte mulți ani. Românii au văzut că, din păcate, schimbări vis-a-vis de respectarea legislației. Catalizatorul acum era motociclistul și colectiv. A fost o reacție emoțională a noastră, a tuturor până la urmă, care a generat și a scos din noi revolta acumulată în timp. Revolta care se referea la nerespectarea legii, repede, de sus în jos și de jos în sus. V-ați fi așteptat, domnule senator, ca în nici două zile, circa per total, per țară, zic acum, nu numai București, circa 50.000 de oameni să ducă la picarea guvernului Ponta? Nu, dar până la urmă informațiile pe care le-am primit, sigur, semi-oficiale, ca să spun așa, sunt că dacă domnul Victor Ponta nu și-ar fi dat demisia, prima seară au fost 30-40 unii, 50.000 în București. În prima seară. Sigur, a doua zi domnul Ponta și-a dat demisia și a dus oarecum la o dezamorsare totuși, pentru că a bombei, pentru că oamenii, dacă nu se întâmpla acest lucru, se pare că ar fi fost mult, mult mai ample. Să ne înțelegem, pe scară ierarhică, Piedone nu și-a dat demisia, Oprea nu și-a dat demisia și atunci a preferat Ponta să-și dea demisia, pentru că extrem de firesc că lucrurile de undeva trebuie să înceapă și să se dezamorseze. Și imediat o să ajung și la domnul senator Laszlo Attila, dar am primit eu câteva detalii sau, mă rog, informații, așa, pe fugă, de la domnia sa, exact în momentele acelea, și de aici vreau să derulez filmul spre dumneavoastră, doamna deputat. Este adevărat că a fost ultima noapte de pace între premierul Victor Ponta și vicepremierul Gabriel Oprea, înainte de a-și da demisia pe la 11:10 jumate în ziua respectivă Victor Ponta. Toată noaptea s-a discutat între cei doi cine să-și dea demisia și cum să se procedeze. Gabriel Oprea n-a vrut să-și dea demisia. Gabriel Oprea n-a putut să-l influențeze nici măcar pe acel Piedone să-și dea demisia. Și când a clacat toată discuția aceasta, la un moment dat, atunci a zis mergem cu toții, a sincer, zis premierul. Nu pot să confirm, nu am asemenea informații. Evident că au fost acolo cum ar fi trebuit să se întâmple? Să-și dea demisia Gabriel Oprea și atunci... Eu cred că, întâi de toate, trebuia să-și dea demisia primarul și apoi intrat. Gabriel Oprea trebuia să-și dea demisia odată cu moartea polițistului. Aia era un gest de demnitate. Cu coloana oficială? Da. Acolo era gestul pe care trebuia să-l facă. Dar pentru atunci, că e vorba despre onoare. E vorba atunci despre, erați încă într-o dulce coaliție. Nu contează asta. Nu, dar ați vorbit, cineva a vorbit cu Gabriel Oprea.
cu siguranță a vorbit. De vreme ce s-a vorbit și în situația aceasta critică în care lucrurile așa trebuiau să... Și cu ce vă explicați că nu și-a dat demisia atunci? N-am nicio explicație. Personal n-am nicio explicație, însă eu vă spun că un demnitar și un om de onoare așa face, așa ar fi făcut. Sunteți acum foarte supărați cu toții pe UNPR? Nu, nu sunt supărată pe UNPR. N-am nicio pasiune personală legată de UNPR sau de domnul Gabriel Oprea. Vreau însă să mă înțelegeți un lucru. De 3 ani de zile militez în Camera Deputaților și în Parlamentul României să se respecte o lege. Legea care interzice fumatul în instituțiile publice. Și în tot Parlamentul României se fumează. Nimeni nu ia nicio măsură. Absolut nimeni. Cum să respecte altcineva de jos legea dacă noi acolo nu o respectăm? Dacă noi acolo nu luăm măsurile ca să respectăm legea? Păi noi suntem primele exemple. Noi suntem legiuitori și noi nu respectăm legea. E atât de simplu. Vă înțeleg, doamnă. Dacă... Imediat vă întreb. Da, știu, dacă își dădea demisia Gabriel Oprea, cum spune doamna deputată, s-ar fi dezamorsat momentul acela sau s-ar fi mers mai departe? Greu de spus. Tragedia s-a prefigurat totuși ca fiind una mare după primele, spun eu, chiar 24 de ore. La început nu, repet, primele ore, primele minute, nu, nici nu se întrevedea. Se vorbea de mort, vorbesc acum de momentul demisiilor. Nu știu, e foarte greu de spus dacă Gabriel Oprea la vremea respectivă își dădea demisia, se ajungea de demers și poate după aceea, imediat dacă Piedone și-ar fi dat demisia, poate că nu se ajungea la... Dar încă nu exista momentul colectiv. La momentul motociclist. A, nu, nu, mă refer la momentul colectiv. Dacă el genera după aceea mișcare. Domnule senator, eu de 26 de ani îmi tot pun în aceeași întrebare că în țara asta de ce trebuie să moară oameni când se schimbă o putere, un regim sau cineva dorește să-și consolideze puterea. A murit un polițist în misiune. Nu vă supărați, ploua în acea zi. Ce a căutat sau cine l-a pus să conducă o coloană? N-avea voie. N-avea voie. Dar el a avut spirit de sacrificiu. Am făcut o documentare pe tema aceasta. Este în armată, este într-o poziție în care și-a asumat acest sacrificiu pentru comandantul lui. Cred. Și în contextul acesta, tu în calitatea ta de comandant, dacă ai utilizat cele 1500 de coloane oficiale nelegal, măcar o singură dată, trebuia să pleci. Așa. Sunt de acord. Să nu pui în pericol nicio clipă viața nimănui. Că pe ploaie, eu nu-mi place, pur și simplu evit să mă plimb cu motocicleta și m-am plimbat. Sunteți motociclist. Și evit. Dar, părerea mea este că domnul Victor Ponta a luat o decizie extrem de înțeleaptă. Prin această demisie. Pentru că nu vorbim de un element extrem de important. Tot miercuri a fost o întrunire a șefilor de stat din unele țări NATO. Nu vă supărați, eu n-am mai văzut o țară când să țină 7 șefi de stat și 7 șefi de stat să nu vrea să se întâlnească cu primul ministru în funcția acelei țări. Și cred că este în țara unde se află el. În țara unde se află el. Și unde gazda și este Victor Ponta. Da, cred că gazda, o bună parte din poveștile astea... Gazda era președintele, dar da, mă rog, era... O bună parte din aceste povești legate de motivele demisiei primului ministru, cred că a luat cea mai înțeleaptă decizie care se putea lua în această clipă sau la momentul respectiv, pentru că nimeni nu își poate permite în aceste zile tulburi să își marginalizeze țara într-o situație extrem de importantă și complicată. Am înțeles. Una la mână. Doi la mână. Foarte probabil că a fost o metodă foarte eficientă de a pune capăt acestor mișcări de stradă și trebuiau luate măsuri. Și uitați-vă, odată luată această decizie, avem un prim-ministru interimar în persoana domnului Câmpeanu, avem un prim-ministru desemnat care are la dispoziție 10 zile să rezolve această problemă și foarte probabil vom ieși din această criză. Ne aflăm într-o criză? Părerea mea este că suntem într-o criză politică și suntem
pragul unei crize umanitare. Dar criza aceasta se perpetuează și se umflă tot și mai mult. Lăsați-mă să-mi termin fraza, da? Pentru că nu se referă la o criză umanitară a populației din România. Ci pur și simplu, săptămâna trecută, și ar fi bine ca în această clipă totuși să ne deschidem un pic orizontul, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că în cursul săptămânii trecute a fost o grevă generală a personalului de la feriboturile grecești. Asta însemnând că sâmbătă și duminică au fost transferate 50.000 de persoane în partea continentală a Greciei. În paralel, austriecii își fac gardul. Cât? 50.000 în două zile. Asta însemnând, austriecii își fac gardul. Slovenii și-au început construcția gardului Ungaria în cursul zilei de ieri. Ungaria continuă. Croația au spus dacă slovenii își fac, își fac și ei. Ungaria își continuă de la trilateral, da? Până la Mureș. Da? Asta însemnând că... Râul Mureș. Să nu se înțeleagă. Deci granița până la râul Mureș. Asta însemnând că foarte probabil acele autobuze și acele trenuri care transportau până nu de mult câte 9-10.000 de oameni pe zi către granița cu Croația din Serbia, foarte probabil se vor îndrepta în direcția noastră. Domnule senator, supărare mare în PNL, pentru că inclusiv dumneavoastră, într-o emisiune când eram împreună, nu foarte de mult, a spus că la un moment dat, atunci încă nu erau problemele acestea, la un moment dat, bine, v-am întrebat eu dacă mai rămâneți pe varianta premierul pe care îl veți propulsa va fi Cătălin Predoiu. Premierul propus. Da, a spus că așa va fi, dar între timp s-au schimbat schimbările și iată, a venit Klaus Iohannis, președintele României, după ce s-a consultat și cu societatea civilă, dar câțiva consilieri ai dânsului au spus că sunt reprezentanții pieței universității, deși am văzut niște figuri destul de interesante, hai să le spun așa, la Palatul Cotroceni. Supărare mare în PNL că nu e Cătălin Predoiu cel care nu, nici de cum. Sigur, decizia noastră ca și partid rămâne aceeași, sau cu alte cuvinte, candidatul nostru este în continuare Dacian Cioloș, dar pentru mandat întreg. Așa cum bine spuneați și dumneavoastră, de fapt, între timp au avut loc niște evenimente de care orice partid politic responsabil nu poate să nu țină cont. Am văzut vocea străzii și până la viitoarele alegeri, pentru că care strada nu, cea cerută, nu să fie anticipate, populația, nu, la nu vor termen. Fi anticipate, nu pot fi, tehnic nu se poate. Dar să până fie, acum și nici pentru sănătatea, PNL-ul a spus nici să fie anticipate. Da, sigur că da, a cerut strada și ne-a spus suntem de acord. Sigur, după aceea s-a făcut o analiză și ne-am dat seama de mai multe chestiuni. Când una sunt chestiunile, sunt chestiunile de constituționalitate, unul la mână, și doi sunt chestiunile de eficiență a actului în pragul intrării într-un an nou, care are nevoie de un buget, care are nevoie de o cursivitate. Aveți încredere în Dacian Cioloș? În mod cert, personal. În mod cert, Dacian Cioloș va reuși să, știți să facă este un buget. Eticheta în piață? Vorbesc de piețele României. Eticheta la Dacian Cioloș este omul lui Traian Băsescu. Știți? Da, nu. Este o etichetă falsă, greșită, care nu are legătură și corespondent cu realitatea. Știu, piețele. Dar e destul să induci prin câțiva o astfel de idee ca ea să se răspândească. Nu are legătură cu realitatea. De altfel, domnul Dacian Cioloș a fost pe vremea Partidului Național Liberal. Nu a domnului Băsescu, a fost ministru, secretar de stat. Era și în relații foarte bune ministru. Cu PDL-ul. Era în a relații fost consilier bune? La sigur. Domnul sigur președinte da. Traian Băsescu. Sigur, l-a nominalizat comisar european. Da, dar, repet, era membru a Partidului Național Liberal, domnul Cioloș. Nu avea niciun fel de legătură cu PD-ul. A fost consilier pentru că el era, într-adevăr, unul din cei care erau tehnocrați. Va fi un guvern tehnocrat. Tehnocrat din PNL? Un guvern tehnocrat, un guvern tehnocrat și veți vedea miniștrii care vor fi, nu sunt miniștrii care să aibă legături cu
partidele. Păi tocmai ceea a spus este, că domnul Dacian Cioloș a fost membru PNL. Membru susținut de către PNL. A fost membru PNL sau e... Carnetul de partid nu l-am văzut, vă garantez că nu știu acest lucru. N-am văzut că a fost susținut pe vremea respectivă. Astăzi am avut ocazia să discut cu un arhicunoscut parlamentar european, transilvanian, și de la dumneavoastră am aflat, am citit eu acum câteva zile, dar pe fuguță am citit articolul, pare se că la Parlamentul European, unde s-au făcut alegeri, a fost cap de listă la vicepreședinți Anca Boagiu, care a mai fost. Și am înțeles că delegația PNL-ului, că acum este noua delegație, adică noul PNL, care include și PDL-ul, așa cum vă plăcea pe vremuri să spuneți PD-ul, domnule senator, PDL-ul din actualul PNL a votat-o, bineînțeles că e colegă, iar colegii dumneavoastră, PNL-ul tradițional, n-a votat pentru Anca Boagiu și a picat la vot și a intrat altcineva vicepreședinte. Adică au pierdut, România a pierdut un vicepreședinte la Parlamentul European. Este adevărat? Nu cunosc subiectul, nu am fost acolo, așa încât nu pot să-l comentez. Dacă nu există, n-am informațiile, nu există conflicte. Nu există o decizie în partid ca să se facă o astfel de joc. Conflicte între, între nu, partea tradițională penelistă și partea pedistă penelistă. Eu spun că la nivel de vârf nu. Ceea ce nu înseamnă că nu există și chestiuni personale în anumite zone, cum avem și noi aici în anumite comune, orașe. Există. Și există la, niște, la nivel central nu există probleme? Or fi și acolo câteva, nu le cunosc. Eu dar cred că sunt în mare fericit. suntem o echipă care se sudează. Sigur să nu uităm că am fost adversari, și au existat și orice fel de adversari, domnule senator. Am fost adversari chiar duri la un moment dat, sigur că da, au existat și excese de o parte și de alta. Și unii din cei care au făcut astfel de excese nu pot să fie iertați de cealaltă parte și viceversa. Adică astea sunt lucruri, alții sunt mai iertători, mai credincioși, se uită în Biblie, Dumnezeu spune, întoarcem și cealalt obraz. Depinde și de firea omului. Așa încât sunt chestiuni care nu pot fi în niciun caz generalizate. Am înțeles. Sunt foarte curioasă cum vor reuși. Se prevede un guvern tehnocrat. Și cine dintre, care dintre arii va susține mai tare tăierea de salarii? Atâtea liste am în fața și mea. Majorarea și dumneavoastră ați primit listele, probabil. Dar am deja, nu știu, 5 sau 6 variante. La unele se suprapune numele și, și ministerul. Dar domnul Kelemen Hunor, după întâlnirea de aseară, că a fost acest periplu al desemnatului prim-ministru, după aseară încă n-a dat declarația aceasta, astăzi, înainte de masă, a spus că n-are ce căuta în viitorul guvern tehnocrat Bogdan Aurescu, care este cotat ca un diplomat de carieră foarte bun, dar și aici o întrebare, îmi confirmați bine, nu la fel de bine, dar trebuie să vă întreb, domnule senator, în ultimele luni, domnul Kelemen Hunor și UDMR, ca și formațiune, n-a avut niciun fel de probleme, niciun fel de conflict cu acest Bogdan Aurescu, ministrul de externe. Dar Bogdan Aurescu a avut câteva conflicte deschise cu ministrul de externe al Ungariei. Exact pe tema, acelui gard, unde s-a ajuns la niște declarații de subcultură. Deci da. Au fost făcuți reciproc, nu de aici și se trage domnului Bogdan Aurescu, dar am înțeles că domnul Dacian Cioloș totuși rămâne la varianta Aurescu și nu va numi pe altcineva. Ce da. Înseamnă asta la vot? Prima dată aș începe cu declarațiile de ieri. Pentru că au fost mai multe runde de discuții, a fost a doua rundă cu partidele. Practic, în opinia noastră, această izolare a țării poate fi evitată prin nominalizarea domnului Cioloș și e puțin probabil ca un fost comisar european apreciat să aibă aceeași primire cum a avut-o domnul Ponta în decursul ultimelor perioade. Și, ultimei perioade. Așa. Și solicitarea... Pe de o parte, domnul Cioloș a prezentat variantele de lucru ca și priorități și programe, prioritățile domniei sale. Nu s-a discutat despre persoane.
ceea ce s-a discutat și concluziile au fost că așteptăm programul de guvernare, așteptăm lista sau propunerile de miniștri, după care noi o să ne vom decide dacă îi acordăm sprijinul sau nu. Dacă pe acea listă... Iar numai o clipă, iar dacă e vorba ca guvernul și cred că a fost chiar propunerea noastră în discuțiile cu președintele, că ar fi bine să nominalizeze o persoană independentă din punct de vedere politic. Este cu semnul întrebării în ultimele ore această discuție, dar să-i acorde și posibilitatea de a-și alege, și politicienii de a-și alege echipa, aceasta. Atunci să vedem cu ce program, ce persoane și să discutăm. Dar atunci asta înseamnă că este valabil pentru toată lumea. Fără să spuneți compania petrolieră, vă spune ceva numele King Odorodici? Uitați acea listă, uitați de unde provine și o să înțelegeți că de ce evit să vă răspund. Ceea ce ține de statutul nu de tehnocrat... Secrete, vă nu, dau nu, nu, meu. Este propunerea Camerei de Comerț. Din câte știu. Este o enumerare. Deci sunt câteva propuneri pe lista domnului Cioloș la Ministerul Energiei, locul întâi, pe una din liste, da, doamna Kinga Dorodici, din partea clujancă, din partea economiei. Președinte, director general la o mare companie petrolieră. Da. Ceea ce... nu va fi doamna Kinga Dorodici, asta vă întrebam. Nu e vorba de... Nu s-a discutat persoane. Acum haideți să terminăm această discuție. Bine. Ați amintit o serie de conflicte care l-a generat domnul Aurescu. Aș mai completa această listă. Uitați-vă în ce stare a ajuns diplomația românească. Uitați-vă în ce stare a ajuns diplomația economică, în ce stare a ajuns diplomația culturală românească în ultima perioadă. Și atunci, nu știu, haideți să lăsăm cunoscătorii și oamenii de specialitate să spună dacă și-a făcut în mod tehnocrat munca de ministru de externe sau nu. Iar dacă mai luăm în considerare că a fost și candidat la alegeri din partea PSD-ului, atunci ne punem întrebarea cât de independent este persoana respectivă. Am văzut că sunteți supărat dacă scot listele acestea, nu știu câți candidați au fost. O avem la telefon pe doamna deputat PLR, doamna Steluța Cătăniciu. Sărut mâinile! Doamna deputat! Ne auziți? Sunteți în direct. Bună seara! Bună seara, doamna deputat! Prima mea foarte scurtă și concisă întrebare. ALDE, la ora aceasta, se află la guvernare, se va afla la guvernare? Vă și spun de ce vă întreb, pentru că actualmente premier interimar este domnul Sorin Câmpeanu și viitor titular ministru plin în guvernul tehnocrat Dacian Cioloș va reveni pe postul de ministru al Educației Naționale. Adică vă aflați și vă veți afla la guvernare, cum ar veni? Domnul Caren, deocamdată nominalizările ministrilor sunt pe surse. Le aflați și dumneavoastră, le aflăm și noi restul de pe surse. Din punctul nostru de vedere al celor din ALDE, vom decide dacă vom vota guvernul Cioloș în Parlament după ce vom afla propunerile premierului desemnat și la ce se angajează viitorul. Adică programul de guvernare, cum ar veni? Categoric, atât eu atunci când a fost întrebată, cât și alți colegi de-ai mei din ALDE, domnul președinte Tăricianu a spus acest lucru. Spuneți-mi, rog, doamna deputat. Am spus de la bun început, cred că am fost singura formațiune politică, ALDE a fost singura formațiune politică în permanență, care a spus în permanență că preferă pentru această situație și în conformitate cu Constituția, preferă un guvern politic și nu un guvern tehnocrat. Pentru că, vedeți, dumneavoastră se susține în mod greșit că un guvern tehnocrat este independent. Din punctul meu de vedere, este o iluzie. Când ajungi să fii nominalizat pentru o astfel de funcție, ca ministru sau ca prim-ministru, nu poți să fii independent. În spatele tău, în mod cert,
stă cineva. Doamna deputat, ați spus că trebuie să vedeți lista cu miniștri, trebuie să vedeți programul de guvernare, mi se pare de bun simț să se întâmple așa. Spuneți-mi, vă rog, ce trebuie să vedeți, vorbesc de ALDE, ce trebuie să vedeți sau să nu vedeți pe lista de miniștri ca să votați sau să nu votați cabinetul Cioloș? Aici nu discutăm de persoane în mod deosebit. Noi am discutat și am expus niște principii. Acest guvern de tehnocrați va trebui să vină în fața Parlamentului și în mod special în comisii și sunt convinsă că vor fi niște audieri foarte, foarte serioase în cadrul comisiilor parlamentare și e nevoie de a fi prezentat programul premierului desemnat și implicit al cabinetului, bineînțeles. Ceea ce mi se pare foarte grav, că acest guvern care va fi, spun eu că va fi votat, din tot ceea ce vedem la televizor, va fi susținut și va fi votat de o anumită majoritate care se configurează. Acest guvern nu este expresia voinței cetățenilor exprimată prin intermediul Parlamentului. Nu este nici măcar voința, nu este expresia străzii, că tot se poartă această expresie. Este expresia președintelui, este guvernul meu. Și nu pot să nu-mi aduc aminte, și o spun cu amărăciune, că leitmotivul campaniei prezidențiale a lui Klaus Iohannis a fost nu dat toată puterea unui singur partid. Cred că ne aducem aminte și dumneavoastră și eu, da, și telespectatorii dumneavoastră și invitații dumneavoastră din platou. După un an, din păcate, Klaus Iohannis a acaparat toată puterea și nu are nicio problemă că toată este în mâna unui singur om, atâta timp cât acel om este el. Din păcate, vreau să vă mai spun un singur lucru și o spun și atât, vă rog. Cu cea mai mare responsabilitate, fiind parlamentar în Parlamentul României. Cred eu că la această oră România nu ne mai aparține. România nu mai este a noastră și, din păcate, suveranitatea statului român a rămas doar o expresie într-o carte de povești care este Constituția. Și mai sper un singur lucru, ca strada să nu rămână doar cu satisfacția că a dus o luptă cu Parlamentul și să înțeleagă că un Parlament îngenunchiat înseamnă o Românie îngenunchiată. Să știți că am observat că, din păcate, în Parlament pot să dai oricât, pentru că nu-l apără nimeni. Nici măcar el însuși nu se știa. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. A fost doamna Steluța Cătăniciu, deputat în Parlamentul României. Scurtă reacție, în special de la dumneavoastră. Sigur, normal, pentru că eu reprezint Partidul Național Liberal și aș vrea să o contrazic pe colega mea, doamna deputat. În niciun caz puterea nu este toată a președintelui, așa cum era poate pe vremea când PD-ul era alături de Traian Băsescu și era majoritar în Parlament. I-aș aminti doamnei deputat și tuturor celor care ne privesc acum că în Parlamentul României domnul Klaus Iohannis are un sprijinitor, într-adevăr, un om care a luptat ca dânsul să ajungă președinte, și anume Partidul Național Liberal. Dar Partidul Național Liberal în Parlament, care este forul legislativ, este minoritar. Așa încât acest guvern pe care președintele, e adevărat, îl propune, respectiv, sigur, președintele l-a propus pe primul ministru, conform prerogativelor sale constituționale. Primul ministru vine și propune apoi, la rândul dânsului, echipa cu care vrea să construiască ministerele și guvernul. Ei bine, acolo, dacă Parlamentul, în afară de Partidul Național Liberal, toată cealaltă parte de Parlament nu este mulțumită de primul ministru, nu este mulțumită de echipa pe care o propune, poate fi respins acest guvern. Așa încât logica pe care doamna deputat o expunea, am arătat că este falsă. Președintele Klaus Iohannis are într-adevăr în acest demers alături Partidul Național Liberal, care, din păcate, este un partid minoritar în Parlamentul României. Minoritar Partidul Național Liberal. Acum, ce se va întâmpla, doamna deputat? Parcă se cam prevede că PSD-ul va rămâne singur.
PNL-ul a încercat de un an de zile să schimbe guvernul prin moțiuni, prin diverse alte mecanisme democratice și n-a reușit. Asta e, n-a reușit să facă nici alianțe. Nu, n-ați reușit să faceți nici alianțe. Nimeni nu v-a crezut că sunteți capabili să furnizați un program de guvernare coerent. Datoria unui partid politic este să se lupte pentru ca să ajungă la guvernare și să demonstreze că va guverna mai bine decât cei cărora le face opoziție. Aceasta este misiunea unui partid. Acum nu ajunge la guvernare PNL-ul. Din păcate, sigur, nu ajunge Partidul Național. Am și spus, din păcate, nu Partidul Național Liberal ajunge dintr-o conjunctură care, tocmai cred că am lămurit-o în cele 50 de minute de emisiune de până acum. Da, am lămurit-o. Repet, majoritatea este a colegilor din PSD în Parlamentul României. A coaliției care a guvernat România și a guvernat-o foarte bine până în acest moment. Deci chiar cu rezultate economice foarte bune, care sunt de necontestat și cred că singurul lucru care l-are de făcut și guvernul care va fi investit este să continue politicile economice și să obțină aceleași rezultate bune. Coaliția mai există, mai funcționează, doamnă? În acest moment, sigur că sunt discuții ca... în fiecare familie și în fiecare așa coaliție, cum văd eu acum, e firesc să fie. Ceea ce vreau să se exprim este următorul lucru. Eu nu-i contest în niciun fel premierului desemnat capacitatea de a putea să formeze o echipă și expertiza pe care o are. Însă, probabil că va trebui să ne obișnuim și noi partidele la un moment dat să ne asumăm ca în funcțiile pe care, politice pe care nominalizăm persoane din interiorul partidului, să aibă o expertiză în domeniul respectiv, să aibă o recunoaștere și o susținere. Vorbiți acum de miniștri posibili în cabinetul Cioloș, da? Despre tehnocrați. Păi, se dovedește că, unu, din punct de vedere al asumării politice, ei nu vor răspunde niciodată în fața nimănui, pentru că răspund doar în fața Parlamentului prin aceea că pot fi la un moment dat schimbați prin moțiune de cenzură simplă vreun ministru sau, știu eu, prin moțiune de cenzură între guvern. Ar fi culmea să fie trântit un cabinet care emană din tot ce s-a întâmplat și se întâmplă în domeniul Palatului Cotroceni și toate acestea. Da, tocmai asta va fi marea problemă, da. Pentru că guvernul meu, exact așa cum spunea și doamna deputat Cătăniciu, începe să prindă contur și, din păcate, ceea ce este cel mai trist, prinde contur pe o tragedie națională. Da, domnul senator Nicoară spune așa, nu intră la guvern, nu intră pentru că e un alt premier, nu este premierul asumat de către PNL, adică și nu numai atât, astăzi există o voință a străzii a țării, da? Pe care noi am văzut-o și am luat act de ea și am spus, într-adevăr, ceea ce este astăzi în Parlamentul României nu mai reprezintă țara. Țara va putea să fie reprezentată după alegeri democratice, care vor avea loc, sigur, la termen. Da. Dar atunci putem să spunem că voința străzii, a țării, a alegătorului, a cetățeanului, este din nou regăsită deci în Parlament. Deci dumneavoastră nu considerați că mai reprezentați electoratul care v-a votat până acum, domnul Nicoară? N-am spus noi, nu noi liberalii, noi, noi cei toți, care... Noi toți din Parlament. Noi toți se pare că în stradă suntem contestați. Nu cred că eu sunt mai contestat decât dumneavoastră sau dumneavoastră mai tare decât mine. Domnule senator, strada spune că nu ne facem treaba serios. Că nu mai reprezentăm. Și strada spune următorul lucru, domnul Marius Nicoară. Acela că să nu mai permitem în Parlament corupți și urmăriți penal. Asta spune strada. Așa este. Pentru că despre asta așa este vorba. Exact. Despre faptul că nu respectăm, despre atitudinea de nerespectare a legii, inclusiv la nivelul nostru. Exact așa este și eu țin minte că noi am votat atunci când trebuiau ridicate imunitățile parlamentare, am votat cu bilele la vedere, tocmai pentru ați ca să dăm... Ați votat pentru toate. Și le-ați mai luat și acasă semnalul, ca să o salvați pe Elena Udrea. Stimați, stimați invitați, suntem la finalul ediției. Da, acum s-au încins spiritele. Domnul Șavea, și eu văd o oportunitate în această clipă ca să redăm rolul și rostul Parlamentului. Acum suntem la capitolul concluzii, pentru că suntem la final. Aproape concluzii, pentru că foarte probabil nu vom mai avea, indiferent ce guvern vom avea, nu vom mai avea ordonanțe de urgență. Pentru că nu știm. La ora actuală putem spune că toată lumea este în opoziție. Asta în mai auzit-o și de la colegii de dumneavoastră. Așa. Deci, foarte probabil vom reveni la formula clasică. Legiferarea este atributul Parlamentului, punerea în aplicare este rolul guvernului, respectiv și președintele are atribuțiile sale.
de ne place, de nu ne place, nu putem renunța la democrația parlamentară. Mai bun încă nu s-a găsit. Când se va găsi, atunci foarte probabil că o să mergem în acea direcție. Unii monarhiști deja se cam mișcă. Ceea ce ține de structura, calitatea oamenilor din acest for democratic, din această țară, anul viitor vom avea ocazia să ne exprimăm prin vot voința. La termen? La termen sau nu. Există UDMR-ul, dar nu mai vreau. Da, dar există anumite condiții tehnice de legalitate și de constituționalitate, exact, care trebuie respectate. Corect. În cazul în care va exista o voință politică, pentru că pot fi rezolvate o serie de probleme, atunci foarte probabil sau ar fi de preferabil ca să unificăm în anul 2016 alegerile locale cu cele generale. Și în 2024 să facem efortul ca să trecem la mandatele de 5 ani, prezidențiale, europarlamentare, și toate local, la pachet în același și atunci an. Să sacrificăm un an de zile cu nebunia numită alegeri și să lucrăm terminăm, 4 ani de zile. Sigur. Stimați invitați, mulțumesc foarte mult pentru participare. Sper să ne mai întâlnim într-un cerc așa tehnocratic la această... Cu mare drag și eu, de exemplu, n-am apucat să-mi spun și eu punctul de vedere, dar bine am făcut că n-am spus-o, pentru că deocamdată sunt speculații miniștri. Aștept cu interes să mă chemați și cu interes să văd dacă ministru actual, prim-ministru și fost ministru al învățământului, va mai fi în acel guvern. Sper că nu, pentru că 70.000 de diplome albite, care sunt diplome false, pentru că doctoratele plagiate care sunt albite... Despre asta discutăm data viitoare. Banii europeni folosiți așa cum nu trebuie, ar trebui să un astfel de om, mulțumesc, să nu mai fie în fruntea guvernului sau măcar ministrul. Mulțumesc. Vom vedea săptămâna viitoare ce se va mai întâmpla cu acest guvern. Toate cele bune, la revedere. Proiect România se termină aici.